Nice. Hai să vedem pe alea astea. Toate mi-au plăcut astea. Asta e mai nebună, așa de fel. Nu mă joc eu cu prostii. Te puteam să-l și vând ăsta, l-am desfăcut acum, n-am mai menândiat cineva jocul ăsta. M-am dat seama, dar trebuia să văd. Ăsta e ceva drăguț, fetiță, n-a. Ăsta mi-l păstrez pentru mine, în loc de îl pun la capul patului și în fiecare zi citesc câte o de-asta. Agricultor, hola, 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 Carlinos, hola, și asta. Pun la cap pătrui și citesc, mă uit pe fiecare zi la câte o de-asta, nu, să vedem ce e. O să mă uit acum cum mă rupă, ce n-am făcut de lume. Să vedem, rămașele mele de copii, ce le făcut. A, vedea, astea ce suav. Intima, să spui acolo pe Instagram, nu mă interesează, titresc ăsta. O să-i spun așa, spune-mi trei părți, ce trei... trei lucruri care îți plac de la corpul meu. Iubește, mângâie-ți iubitul pe deasupra hainelor. Nice. Ce poziție ți-ar plăcea să probezi, zice aici. Nice. Ce poziție te gustaría probar? Nice. Ce preferi? Epilate, natural, nu mă interesează. Așa pune aici. Că las parte intima de tu pareja nesten depilate, alea. Citești și trebuie să pui în practică, dar normal, fetiță, tu crezi, eu o să urmez jocul ăsta, literă de lege, nu o să sar niciun punct. O leau întâi pe astea cu suave și încet, încet trecem la hat. Trebuie să mi le pun așa să le știu. Să le știu așa o să le fac, știi? Le pun aici, asta o să fie a doua mea Biblie. Trebuie să mi le pun așa în sus ca să văd cum... Pe că le-am pierdut dacă scrie mediu aici. Mediu, așa. Ca să le... Fetița asta nu o să mai las de mână jocul ăsta. Cred că o să fie și mai frumos jocul în viața mea. Pune și eticheta aici. Pun și eticheta că e eco-friendly. Nice. Mersi, Nelly. Mersi din suflet, iubita. Nice. Și aici ce ți arată? Tot așa, cum să simți iubita, iubitul. Ce să-i faci ca să se simtă și el, ea, mai bine. Nice. Să nu mai aibă dureri de cap, să nu mai aibă nervi. De-astea. Că ce poate să facă mai bine decât 5 minute de-astea? Nice. Super. V-a plăcut jocul meu? Și după ce am terminat partida de jucat de cărți, jocul ăsta trece la acțiune. Și ce putem să folosim? Dacă nu întotdeauna reușesc să... Vă duci bărbatul acolo unde îți dorești? Îl pui să folosească asta, fetiță. Că, nu întotdeauna ai noroc să ți se întâmple. Și dacă el nu poate, poți tu, fetiță, știi ce zic? Mulțumim pentru prezentare, mulțumesc, Cristina. A apărut și sora mea, păi da, cum? Când a văzut ce am găsit, sunt sigură că vrea și ea unul. L-am găsit, fetiță, într-un sac de gunoi, unde mi-am găsit și termosul cu ceașcă, cu alea, la orice m-aș fi gândit. Dar numai la asta, fetiță, nu m-am gândit să găsesc. Geo, ai nebunit? Eu sunt nebună, fetiță, de mult. Habar n-ai tu cât sunt eu de nebună. Nici nu-ți trece ție prin cap. Ce-mi trece mie prin cap? Sau ce mi-a trecut prin cap când am văzut chestia asta? E nedespăcut, fetiță. Irina, frumoasă prezentare. Mulțumesc din suflet.